pentru Taur, legat de contracte, asocieri, poate um, sunt chestiuni care um, aduc autoritate, aduc spirit excentric, aduc spirit nonconformism, de nonconformism, aduc relații mai libere. În carieră se pot acumula mai ușor frustrări, ceva impulsivitate, instabilitate emoțională poate să apară. Rezolvarea la toate problemele apare în familie, în relațiile cu părinții, eventual, prin încrederea în voi înșivă, prin, prin, prin corectitudine, frustrările din carieră pot să aducă lucruri poate mai necontrolate și mai instabile, iar relațiile ceva mai nonconformiste. În 20 ianuarie deja în carieră se leagă relații, sunteți dedicați unor idei noi, progresul poate să vă atragă și luna nouă din vărsător, din 21 ianuarie, vă dă posibilitatea tot în planul carierei de a analiza, de a dori să schimbați, de a aduce ceva nou în viața de zi cu zi. Există persoane mai influențate de această lună nouă, de pildă cei născuți în Zodia Taur, în 22 aprilie sau un gradul 1 vărsător, cu ascendentul, descendentul sau mijlocul cerului sau fundul cerului legat de acest lucru. Oricum, energia schimbării se simte mai puternic la unii tauri, mai puțin la alții legat de această lună nouă. Luna nouă oricum în carieră, legat de uh, faptul că aduce energia, o energie legată de progres, de nonconformism, de deschidere. Uh, există și un stelium care aduce același trend, un spirit sociabil, dar uh, ceva mai rebel uh, și uh, chiar îndrăzneala da. Face lucruri pe care până acum n-ați avut curajul poate.